Putin amenință că va folosi armele nucleare dacă Rusia va fi atacată. Occidentul este acum sub amenințarea unei catastrofe după ce Rusia are în vedere să schimbe doctrina nucleară. Anunțul oficial a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Chiar dacă nu are putere atomice, Ucraina ar putea fi atacată de acum cu arme nucleare, dacă este susținută de țări care au acest arsenal în dotare. Aceasta este declarația purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a precizat că schimbările aduse doctrinei nucleare ruse sunt un semnal pentru țările neprietenoase. Ucraina a contraatacat convențional pe teritoriul Rusiei, ceea ce i-a făcut pe ruși să se gândească la o nouă doctrină. Vladimir Putin a transmis că vor exista consecințe pentru statele care susțin țara invadată de ruși. Pe lista neagră de la Moscova, care a fost făcută publică, se află aproape toate statele NATO, inclusiv România. Acesta este un semnal care avertizează aceste țări despre consecințele în cazul în care atacă țara noastră cu mijloace diferite, nu neapărat nucleare, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dmitri Pescov a adăugat că șefii de stat înțelepți au înțeles gravitatea declarațiilor liderului de la Kremlin, mai ales când este vorba despre o confruntare atât de serioasă. Urmează totodată să se stabilească dacă documentele nucleare vor fi publicate sau nu. Declarațiile lui Peskov vin după ce liderul rus a afirmat că au fost făcute propuneri în cadrul Consiliului de Securitate pentru a schimba doctrina nucleară. Principala schimbare presupune ca Rusia să folosească arme nucleare împotriva unei țări care sprijină orice fel de atac asupra teritoriului său, chiar și fără participarea directă. Cu toate acestea, condițiile pentru ca Rusia să treacă la utilizarea armelor nucleare sunt clar fixate. Oficialii ruși vor lua în considerare această tactică dacă vor detecta un atac masiv cu rachete, avioane sau drone asupra vreunui teritoriu rusesc. Mai mult, Moscova va folosi arme nucleare, asta în cazul în care Rusia sau Belarus ar deveni ținta unor atacuri chiar și cu arme convenționale.